Când copiii noștri erau mici, iată-i acum părinți, am scris pentru ei o poezioară. Și m-am adus aminte de poezioara aceasta astăzi, aici în biserică, și am căutat-o repede pe internet, că am publicat-o pe un blog pe care nu-l mai folosesc. Și poezioara aceasta prefațează foarte bine. Ceea ce vrem să învățăm astăzi din cuvânt. Profit de faptul că sunt și copii aici, ca să citesc această poezioară. Ea se numește Alege să-iubești. Să-iubești o pisicuță, nu e greu, că e drăguță. Să-iubești un cățeluș, nu e greu, parcă e de pluș. Să-iubești un iepuraș, nu e greu, e drăgălaș. Să-iubești o păsărică, nu e greu, că e frumușică. Dar ariciul are țepi și e greu că te înțepi. Însă Biblia te învață să iubești pe toți, chiar și pe acel ce înțeapă, chiar pe cel ce tu nu-l poți. Iubirea îți dă deliciul și frumusețea ei de vrei să iubești și ariciul la porunca Bibliei. Dar iubirea e sacrificiul și când asta înțelegi, vei iubi chiar și ariciul, fiindcă așa alegi. Nu despre arici vorbim astăzi. Dar știți despre ce vorbim? Despre cum să iubești un fiu al tunetului. Sunt așa de drăgălași copiii. Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Sunt frumoși copiii, Domnul să-i binecuvânteze. Sunt inteligenți copiii, Domnul să-i binecuvânteze. Însă, în calitatea pe care o am de păstor, mi-e dat adesea să stau de vorbă cu părinți ai căror copii au început să crească. Ajung la preadolescență, ajung la adolescență. Și sunt părinți care vin și spun, frate, păstor, nu mă ascultă. Mă gândeam chiar astăzi la niște discuții recente pe care le-am avut cu părinți care au venit cu îngrijorare să stăm de vorbă și să ne rugăm împreună, zicând așa. Fica mea a intrat într-un anturaj nepotrivit și sunt foarte îngrijorată de ea. Fiul meu nu mă ascultă, și întotdeauna am zis, haideți, împreună. Și când am stat, și eu de vorbă cu copiii aceia, mi-am dat seama că e foarte greu de lucrat cu ei. În această zi, însă, aș vrea să avem înainte un exemplu din scriptură. Exemplul lui Ioan, care împreună cu fratele lui, doi băieți în aceeași casă, au fost porecliți fii tunetului. De ce? Vom vedea. Însă sunt bucuros în această zi să așez la temelia cuvântului de învățătură un pasaj scris tocmai de Ioan de cel ce a fost fiul tunetului și apoi a devenit apostolul iubirii. Iată ce scrie Ioan în întria sa epistolă la capitolul 4, începând cu versetul 7. Imaginați-vă copilul ambițios, rebel, neascultător, ajunge târziu în viață să scrie următoarele cuvinte. Preubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu pentru ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nu cred că trebuie să vă citesc din Scriptură că Ioan și fratele său Iacov, au fost porecliți fiii tunetului. Scrie despre asta în Marcu la capitolul 3, cu versetul 17. De ce fiu al tunetului? Ne oprim la Ioan. Copilul născut, crescut în familia lui Zebedei. De ce fiu al tunetului? Dacă citim în Evanghelii, ne e ușor să înțelegem asta. Prin temperament, Ioan era un tip dominant. Uitați-vă la disputele dintre ucenici. Era angajat în disputele acestea și voia și el să fie între cei din tâi. Ambițios. Voia putere, voia autoritate, adică, cu alte cuvinte, voia ca să-și impună voința. A ajuns până acolo încât să-l manipuleze pe Domnul. A încercat să-l manipuleze pe Domnul când într-o zi a motivat-o pe mama lui împreună cu fratele lui și au zis să mergem toți trei la Domnul și să cerem să ne pună unul la stânga și unul la dreapta. Mai mult, era un spirit critic și plin de dispreț pentru samariteni. Aduceți-vă aminte că trebuiau să intre într-o cetate a samaritenilor. Samaritenii n-au făcut cum a vrut el și a zis, Doamne, să poruncim să vină foc din cer peste ei. Vă imaginați cam ce fel de om era Ioan? Și totuși, Domnul l-a luat între ucenicii săi. Vă întreb, e ușor să iubești un astfel de om? Vă spun eu, nu nu e ușor. E ariciu din poezia aceea mea, înțeapă. Vrei să te apropii, înțeapă. Omenește nu este ușor să iubești un astfel de om, însă în această zi aș vrea să învățăm arta de a iubi dumnezeiește. Și vreau să-i chem astăzi pe cei ce sunt părinți aici, și poate se confruntă cu neascultarea copiilor lor. Poate se confruntă cu situații că văd pe copiii lor că nu fac ceea ce trebuie făcut. Vreau să-i chem pe soții, care poate n-au soții credincioase și sunt întristați și supărați că în casa lor, unde ei au vrut să-l aibă pe Domnul stăpân, în casa lor, sunt lucruri pe care ei nu și le-ar dori. Vreau să le chem pe soțiile credincioase, care poate n-au soții credincioși, să nu-și piardă răbdarea. Există o armă care schimbă oameni și asta este iubirea. În cronicile istoriei, E consemnată afirmația unui mare împărat, a unui mare luptător, creator de imperiu, care la un moment dat, când s-a uitat înapoi la tot ceea ce a făcut și la tot ceea ce a pierdut, gândindu-se la Isus Hristos, a făcut afirmația aceasta: Mai biruit nazarinene. Eu am vrut să cuceresc lumea prin forță, toi cucerit-o prin iubire. Aș vrea astăzi tuturor celor ce sunteți prezenți aici, tuturor celor ce ne ascultați într-un fel sau altul, să înțelegeți că este nădejde pentru orice fiu rebel, este nădejde pentru orice copil neascultător. Pentru orice copil care nu se poartă cum am vrea noi, este nădejde pentru orice soț care nu e predat Domnului, pentru orice soție care nu este predată Domnului, există nădejde. Și care e nădejde aceasta? Să învățăm să luptăm cu arma lui Iisus Hristos, cu iubirea dumnezeiască. Acest Ioan, Fiul tunetului. La bătrânețea lui scrie Evanghelia după Ioan. S-a uitat înapoi, a văzut cine a fost el, a văzut ce a făcut Domnul în viața lui și eu am consemnat aici câteva versete pe care aș vrea să vi le pun înainte, să vedeți cum descrie Ioan relația lui cu Domnul. Știți că Domnul a ales 12 ucenici pe care i-a iubit nespus de mult pe toți. Dar uitați-vă ce scrie Ioan. Ioan 13 cu 23, când vorbește despre sine, zice așa. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. De unde știa Ioan că el e acela pe care îl iubea Isus? În Ioan 19 cu 26, același Ioan scrie următoarele cuvinte. Când a văzut Isus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. De unde știa Ioan că acolo lângă cruce, el care privea spre răstignitul de pe Golgota, este iubit de Domnul? Sau să ne uităm în Ioan 21 cu 7, unde același Ioan scrie următoarele cuvinte despre sine. Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus a zis lui Petru, este Domnul. De unde știa Ioan că el e ucenicul pe care îl iubea Isus? Sau în Ioan 21 cu 20, același Ioan scrie cuvintele, Petru s-a întors și a văzut venind după ei, pe ucenicul pe care îl iubea Isus. Ioane, de unde fixul acesta în capul tău, că tu ești ucenicul pe care îl iubea Isus? Știți de unde? Pentru că el a avut ocazia să vadă iubirea lui Isus pentru el. Cum a avut ocazia să vadă aceasta? E așa de ușor să iubești pe cineva care este plăcut, care este drăguț, care este amabil. E așa de ușor să iubești. Dar să iubești un fiu al tunetului? Să iubești copilul acela obraznic. Să iubești copilul acela care ți strântește ușa și pleacă? Să iubești copilul acela care vine acasă? Seara dintre prietenii lui și ți miroase a țigară. Se iubești un astfel de copil nu e simplu. însă dragii mei, Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest cuvânt pentru că avem de învățat lucruri nespus de importante. Dragi părinți care sunteți aici, din toată inima doresc în casele voastre să fie întotdeauna o atmosferă plină de iubire, de pace și de bună înțelegere. Dar dacă cineva este încercat într-un fel sau altul, îngăduiți-mi să vă spun că este nădejde la Dumnezeu. Uitați-vă Domnul nu s-a ferit, El și-a ales ucenicii. Vă întreb eu, nu era Isus cel ce cunoștea pe oameni și cunoștea inima lor? Ba da. Doamne, de ce l-ai ales și pe Ioan în echipa ta? N-ai văzut cum el este el? să vezi că e respingător în relații. să vezi respingător în atitudini să-l vezi respingător în metodele lui de abordare. Poți să-l iubești pe un astfel de om? Poți să iubești un fiu al tunetului? Nu doar să-l accepti, atenție, nu doar să-l tolerezi, atenție, ci să-l iubești. Există o iubire, știți dumneavoastră că sunteți umblați prin biserică. Este o iubire pentru cei ce studiază mai îndeaproape Scriptura, este iubirea agape, iubirea dumnezeiască. Și iubirea aceasta este, așa cum îi spune numele când zic dumnezeiască, este de sorginte divină. E tare diferită de iubirea omenească. De ce spun că e atât de diferită de iubirea omenească? Știți cum e iubirea omenească? Este condiționată. Te iubesc pentru că. Îți iubești soția sau te-ai îndrăgostit de soția ta pentru că ai văzut-o frumoasă? Te-ai îndrăgostit de soțul tău pentru că l-ai văzut amabil, respectuos? Vedeți? Iubirea omenească este condiționată. Știți cum este iubirea lui Dumnezeu? El ne iubește pur și simplu. Nu pentru ceea ce suntem. Ci pentru că el a înțeles că suntem lucrarea mâinilor sale. Și a ales să ne iubească. Iubirea umană este schimbătoare. Astăzi este și mâine înlocuită cu supărarea și cu mânia. Dar iubirea lui Dumnezeu este statornică îmi îngădui să zic și un aleluia. Statornică. A plecat risipitorul de acasă și tatăl care ilustrează iubirea de sorginte divină, chiar dacă a fost ofensat, a fost rănit, a fost părăsit, a luat din ceea ce avea el, s-a dus departe și tatăl acesta, stătea în așteptare, plin de dragoste și când l-a văzut de departe, i-a fugit înainte, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Dragii mei, iubirea omenească este egoistă. Iubirea lui Dumnezeu este dăruitoare, jertfitoare. Îngăduiți-mi să vă citesc, chiar dacă dumneavoastră știți foarte bine, ce scrie în 1 Corinten la capitolul 13 despre această dragoste. Vă rog să ascultați numai. Spune așa, dragostea este îndelung răbdătoare despre dragostea aceasta dumnezeiască pe care mă rog lui Dumnezeu să ne-o dea El nouă tuturor. Zice, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragii mei, știți ce înțeleg de aici? Că adevărata dragoste, dragostea aceasta de sorginte divină, este practic dragostea în acțiune. Nu e doar un sentiment, nu este doar o emoție, este o dragoste care acționează, care face ceva. Mi se duce gândul la o soră de aici din Timișoara, nu vreau să-i dau numele. Am fost în casa lor, a avut un soț necredincios, atât de abuziv era omul acela. Un om abuziv, oh, doamne, beia, o doamne, bea, o batjocorea, se purta rău cu ea. De multe ori când mă duceam acolo, ziceam, Doamne, cât poate să mai rab de femeia aceasta? Însă dragostea acoperă totul, suferă totul. Și după ani și ani, m-am dus în casa lor și l-am văzut pe soțul ei ca un mielușel. Sigur că a intervenit și Dumnezeu la un moment dat. Ca un mielușel stătea acolo în casă, pentru că sora noastră, Eva, s-a rugat și s-a rugat și s-a rugat. Nu e din biserica noastră. N-a fost în biserica noastră. L-a câștigat prin iubire. Știu mărturia părinților care au avut copii rebeli copii care au fost crescuți în biserici și care își petreceau serile în cluburi, dar au stat și s-au rugat și Dumnezeu a lucrat și a dat biruință. Dragii mei, ca să poți să iubești în felul acesta, vreau foarte repede să trecem peste învățătura aceasta, că introducerea a fost cam lungă. Ca să poți să iubești în felul acesta, în primul rând, părinte drag care ești aici, soție sau soț care ești aici, subaltern care ești aici și nu-ți poți iubi șeful, reglează-ți privirea. După modelul Domnului, uitați-vă, ca să poți să iubești dumnezeiește, trebuie să-i privești pe oameni dumnezeiește. Cum adică? Știți cum se uită oamenii? Omul se uită la ce izbește? Privirile. Pune-te, rog, pe ecran 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7, ca să ne intre bine în minte adevărul acesta. Spune așa, și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, că l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, la ce se uită omul, la exterior, Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Domnul ne vede slăbiciunile, le cunoaște. Însă Domnul se uită la inimă, dacă în exterior e greu să-L accepti. Exteriorul e greu de iubit, e ofensator chiar. Uită-te, Dumnezeiește și vezi în interior Totdeauna m-a uimit Domnul. Să văd că vine la el femeia samariteană și Domnul nou respinge. A avut o grămadă de bărbați. Trăia cu unul care nu era bărbat. Dar știți ce a făcut Domnul? S-a uitat la ceea ce poate deveni femeia aceea. Și prin întâlnirea cu Domnul, femeia aceea a devenit o evangelistă, pentru că spune Scriptura că după discuția cu Domnul a fugit în cetate și a reușit să convingă toată cetatea și toată cetatea a venit la el. Am rămas uimit să văd că Domnul în fața femeii samaritene prezintă cele mai profunde învățături despre închinare. Femeii samaritene, Domnul îi spune despre închinare, în duc și în adevăr, nu învățați lor vremii, ci femeii acesteia. De ce? Pentru că Domnul se uită la interior, la inimă și vede ce poți să devii, ce poți să ajungi. Pe Matei Vameșul îl disprețuiau toți în vremea lui și îl respingeau toți iudeii. Dar Domnul s-a uitat și a zis, eu văd în el unul care poate să scrie o evanghelie. Și l-a chemat, vino după mine. Trebuie să ne reglăm privirea, Doamne ajută-ne. Să nu vedem la copiii rebeli doar rebeliunea lor, ci să ne uităm în interior și să putem să le spunem, mai băiatule, tu nu ești un băiat rău. Dar te-a stricat un pic anturajul mediu. Tu poți să fii un copil bun." Dar trebuie să ne reglăm nu doar privirea, Trebuie să ne reglăm și atitudinea. Știți că orice om are vulnerabilitățile lui? Orice om poate, din anumite motive, să ajungă în situații foarte grele și foarte grave. De ce? Pentru că noi, oamenii, toți suntem provocați și de firea pământească, și de lume, și de diavol. Și atacuri din toate părțile, la un moment dat, orice om poate să cadă, să se prăbușească. Ascultați-mă bine. Eram cu un grup la închisoarea Popa Șapcă, aici în Timișoara. Am cântat acolo și după aceea eu am predicat Evanghelia. Și la sfârșit am întrebat pe cei ce supravegheau acolo. Ne-au dus în club. Așa era acolo un club. M am simțit îngrozitor când s-a închis ușa aceea de fier după noi. Și am fost în clubul acela și am predicat Evanghelia. Țin minte și astăzi am predicat despre Dumnezeu celei de-a doua șanse. Din Daniel am predicat. Și ne-au dat voie, dacă vor unii să ne rugăm pentru ei, să vină. Și au făcut un rând de ținuți. Aceia erau tineri, între 18 și 21 de ani erau toți. Așa m-a impresionat unul dintre ei care a venit și a zis, n-a zis rugați-vă pentru mine, a zis rugați-vă pentru mama. Că am auzit că e bolnavă și e internat în spital la turnul Severin. Am fost copleșit de emoții și am zis: Omul acesta despre care poate foarte mult spun că e rău, că e o lepădătură, că a făcut lucruri rele. Iată-l plin de dragoste pentru mama lui. Un lucru frumos, de altfel. Tocmai de aceea vreau să vă spun că există în fiecare om potențial. Domnul să ne ajute să îi putem ridica pe cei căzuți. Este un verset la care aș vrea să ne uităm, Matei 12 cu 20, să înțelegem un principiu dumnezeiesc al dragostei dumnezești, ca să putem să ne reglăm atitudinea. Uitați-vă ce spune aici despre Domnul, El nu va frânge o trestie ruptă. Mă opresc aici. O trestie poate să ajungă să fie ruptă din vari motive, a călcat cineva pe ea și ruptura aceea, îndoitura ei, poate să-i fie fatală? Sau dacă cineva lucrează dumnezeiește, poate să îndrepte trestia aia? Poate să o bandajeze? Să o lege, să o ajute, să o să ajute să fie ceea ce trebuia să fie trestia aceea. Dragii mei părinți, de copii, soți de soții, soții de soți, de la rupere la frângere e doar un pas foarte mic, foarte mic. Dar de la rupere la ridicare e un efort pe care trebuie să-l facă cineva. Dacă avem de-a face cu, în jurul nostru cu oameni care sunt indezirabili, înțeapă ca ariciul, oameni care sunt respingători, cu care ni se pare că nu putem să facem nimic. Ascultați-mă bine, avem de ales ce facem. Frângem ceea ce e rupt sau ridicăm. Să vă spun ce face Dumnezeu. Nu va frânge o trestie ruptă. Lăsați-mă să mai zic o dată, aleluia! El nu va frânge o trestie ruptă. Prin urmare, ce aș vrea să înțelegem? Că suntem datori, frații mei, să iubim pe cei din jurul nostru, chiar dacă nu sunt cum ne place nouă să fie. Trebuie să iubim cu o iubire dumnezeiască. Părinții trebuie să-și îndeplinească dumnezeiește misiunea lor de părinți. Ei trebuie să fie evangeliștii copiilor lor, să-i ridice, să-i încurajeze. Fii dar părintele care înțelege. Amin. Fii părintele care iubește, amin. Fii părintele care protejează, amin. Fi părintele care restaurează, amin. Fii părintele care dă sentimentul apartenenței copilului lui, amin. Nu orice metode funcționează oriunde. Să fim înțelepți. Nu la oricine merge... De ce să nu zic că e vorba din popor? Nu merge cu bota oriunde. Nu merge cu vorba aspră oriunde. Nazarineanul a biruit prin iubire. În fața provocărilor pe care le poate aduce un copil rebel sau un soț abuzator sau o soție neascultătoare, firea știți ce ne îndeamnă să facem? Să folosim aceleași metode lumești. Așa e el, așa poartă și tu cu el. El ți-a întors spatele, întoarce și tu spatele. Dar asta e metoda firii pământești. Metoda Domnului este alta. Dragii mei, firea îți spune ceartă-te cu el. Firea îți spune tratează-l cu indiferență. Firea, -ți spune, firea -ți spune, -l, -l. îți spune amenință-l. Firea îți spune ignoră-l, pedepsește-l. Hristos îți spune înțelege-l, iubește-l protejează-l și sfătuiește-l. De aceea, câteva lucruri foarte pe scurt și repede. Zic întâi o rugăciune, Doamne, ajută-ne să iubim Dumnezeiește. Cum să-L iubesc pe un fiu al tunetului? Dumnezeiește. În primul rând, vreau să vă spun, dragostea dumnezeiască acordă încredere. Ați fost atenți la ce am citit din Corinteni 13. Crede totul. Știți ce înseamnă asta? Nu vei renunța să crezi că acel copil pe care l-ai adus pe brațe la binecuvântare, că acel copil pentru care te-ai rugat, nu vei renunța să crezi că Dumnezeu va lucra pentru el și îl va aduce la picioarele lui dragostea dumnezeiască acordă încredere. Uitați-vă ce a făcut Domnul cu Ioan. L-a tras aproape de el. De ce l-a tras aproape de el? Ca să-i arate că el, Domnul, crede în el. Are încredere în el. Știți ce a făcut Domnul cu Ioan? L-a cuprins în cercul intim al ucenicilor săi. Avea trei numai în cercul intim. Petru, Iacov și Ioan. Doi dintre ăștia știți ce erau? Fiii Tunetului. Petru, Iacov și Ioan. Și oriunde se ducea, Domnul le-a arătat, am 12 pe care iubesc nespus de mult, dar am o lucrare specială. Petru și fiii tunetului, haideți, haideți cu mine. Mai mult, uitați-vă, l-a luat pe Petru, Iacov și Ioan, deci și pe Ioan, pe fiul tunetului, l-a luat la schimbarea la față, unde a avut ocazia să vadă lucruri extraordinare. Cu alte cuvinte, știți ce a făcut? Domnul i-a arătat încredere, uite eu sunt gata să mă încred în tine, tu poți să fii altceva. O, oh, ce minunat e Domnul! Știți că Domnul știa despre Iuda totul? Știa? Scrie evanghelistul că își mai băga mâna în punga care era banul comun, banul Domnului, și își băga mâna acolo în pungă. Credeți că Domnul nu știa asta? Ba da! Dar n-a zis Domnul, gata Iuda, schimbăm casierul, nu? Lasă-l acolo! De ce? Ca să-i arăt că am încredere în el. Atât de mult contează pentru un copil rebel să te apropii de el și să-i spui, dragul tati, dragul mamii, tu oricum ai fi ești copilul nostru. Și aș vrea să știi că tu însemn foarte mult pentru noi. Uite, vreau, vreau să mă sfătuiesc cu tine într-o problemă. Bine, dar a fost o braznic ieri. A fost rău al ieri. A făcut o bocă. Vreau să mă sfătuiesc cu tine într-o problemă. Ce credeți că simte copilul acela? Va sta copleșit și va zice, vai ce urât am vorbit cu mama al altă Și uite că astăzi îmi zice, dragul mamei, vreau să mă sfătuiesc cu tine într-o problemă. Dragostea dumnezeiască arată încredere. Mai mult, dragostea dumnezeiască se face vulnerabilă. Știți ce înseamnă asta? Vedeți, fiecare dintre noi ne izolăm adesea într-un turn de fil, să nu se știe despre noi foarte multe. În special slăbiciunile nu ne place să fie văzute. Nu, nu, ne vulnerabilizăm ușor. Am vrea să arătăm doar partea aceea frumoasă și mai ales în fața unui copil rebel, am fi ispitit să zicem, uite tata, nu e așa ca tine. nu, fă altceva. Apropie-te și zi să știi că și tata e lovit de aceleași spite. Să știi că și tata a fost ispitit și tata a trecut prin încercări de felul acesta. Dar Dumnezeu l-a ajutat pe tata să nu fie așa. Uitați-vă, mi-e drag să văd pe Domnul Isus și felul cum se raportează la Ioan. Să te faci vulnerabil înseamnă să-ți arăți sentimentele tale, să arăți ce simți. Uitați-vă, Domnul era față în față cu tortura care l-aștepta, față în față cu răstignirea, s-a dus în ghețimani. Nu uitați, el era domnul, era rabinul, dar acolo în ghețimani a zis celor trei, stați și vegheați împreună cu mine. S-a dus un pic mai departe și zice Scriptura, cu strigăte mari și cu lacrimi, a strigat către Dumnezeu și cred că l-au auzit ceilalți, Tată, dacă poți, îndepărtează paharul de la mine. Dar n-a zis, vai, mă aude Ioan. Nu, din potrivă, s-a vulnerabilizat tocmai ca să îl apropie pe Ioan, să-l apropie de el. Adică i-a arătat că și el trece prin aceleași lucruri prin care trecem noi. Asta înseamnă să te faci vulnerabil, Se i arăți că tu nu ești cu zece trepte deasupra, dar se i arăți că mila Domnului și eforturile pe care le faci te ajută să fii altceva. De pe poziția de statuie, de pe statuie să stai și să le spui celorlalți, faceți așa și așa, nu ai câștigat niciodată. Dar dacă te cobori între ei, te apropii de ei și le spui, dragul meu, împreună putem să facem ceva. Dragostea dumnezeiască face, creează punți de intimitate. Și lucrul acesta contează foarte mult. Uitați-vă, chiar dacă el era învățătorul, rabinul lor, nu i-a tratat de sus, ci s-a coborât la nivel de prietenie cu ei. Să stai în fața lui Ioan, a lui Iacov, a lui Petru, a lui Toma și să le spui cuvintele acestea, Ioan 15 cu versetul 13 nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și uitați-vă versetul 15, zice, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. I-a socotit parte din familie și lucrul acesta i-a apropiat. Voi sunteți una cu mine. Așa se iubește un copil rebel? Așa te apropii de un adolescent care nu ascultă? Mai mult, dragostea Dumnezeiască dă responsabilități celui iubit. Adică îl face să se simtă care un rost. Nu zice, a, tu n-ai ascultat, de tine nu-i nevoie, în tine n-am încredere, ai mai prins tu bani în mână și știu că te-ai dus cu ei și ai stricat, nu-ți mai dau bani. Bădăi! Ba dă bani în mână și spuneam încredere că îi vei folosi la lucruri ziditoare. E copilul tău. dă responsabilități celui iubit, ca să vadă că el contează, că este un om de bizuire. De sus de pe cruce, mi drag să-l văd pe Domnul, se uită la Ioan, îl vede acolo lângă cruce și îi zice, fiule, Fiule, iată mama ta. Cu alte cuvinte, am atâta încredere în tine. Am creat punți între mine și tine încât aș vrea să faci ceea ce ar trebui să fac eu. Când unui copil îi dai sentimentul acesta că tu faci exact ce trebuie să facă tata, tu ești una cu tata, cu mama, copilului aceluia i-a întins o mână de ajutor, adică trestia ruptă, în loc să o frângi, o ridici. Însă dragostea dumnezeiască corectează cu bunătate și cu fermitate. îmi place să văd, vine Ioan, cu mama lui și cu fratele lui, vrem noi să fim, Doamne, poruncește să fie unul la stânga și unul la dreapta și stă Domnul, nu-i nici respinge ca să zică, băi, ce v-a apucat, ai pierdut mintea, ce... Nu, Domnul a zis așa, Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Și... și ei repede au zis, putem, putem? Și-a zis, domnul, bine, îl ve veți bea și voi, dar să știți că cinstea asta îi corectează domnul frumos. Cinstea asta nu dau eu, o dă tatăl. Îi corectează așa de frumos sau când, domne, să poruncim să se coboare foc din cer, domnul le zice, voi nu știți de ce duc, sunteți călăuziți. Voi nu vă dați seama corectați cu bunătate și cu fermitate, lucrul acesta contează. Și apoi mai mult decât atât, dragostea dumnezeiască este o dragoste care se sacrifică. Stă Ioan și îl vede pe Domnul răstignit pe cruce și înțelege Ioan un adevăr pentru voi. Pentru voi fac asta. A stat și l-a contemplat acolo pe cruce, pe Domnul și a înțeles că toate acestea le-a făcut din dragoste. Frați și surori care sunteți părinți, creștem copii drăgălași, frumoși, inteligenți. Aduceți-i mereu în rugăciune înaintea Domnului, mereu, mereu. Și apoi să ne rugăm pentru noi și să zicem, Doamne, ajută-ne să iubim în mod inteligent dar să iubim dumnezeiește pe copiii noștri. Când copilul tău va fi convins că tu îi vrei fericirea, ajută-l să înțeleagă că tu îi vrei fericirea. Când va fi convins că îi vrei fericirea, va ști că dacă îi spui nu te duce la bar, o vei face pentru că îi vrei fericirea, nu pentru că tu ești tata care dai cu pumnul în masă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să vă spun că iubirea, iubirea e cea care demonstrează că ești un copil al Domnului. Și tu trebuie să fii un copil al Domnului în casa ta, în raport cu copiii tăi, în raport cu norata, în raport cu ginerele tău. Trebuie să fii un copil al Domnului în raport cu cei dragi, cu cei din jurul tău. Și trebuie să fii un copil al Domnului în raport cu cei din jur, cu lumea. Ioan 13 cu 35, e cuvântul pe care aș vrea să-l citim toți cu voce tare din Scriptură. Nu doar să-l citim, să ne lăsăm pătrunși de cuvântul acesta. Haideți să citim cu toții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți mei, dacă pentru Amin. Doamne, ajută-ne! Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, un lucru ne dorim să fim ucenicii Tăi, să știe copiii din casa noastră că suntem copiii Tăi, să știe nepoții noștri că suntem copiii Tăi, să știe vecinii noștri că suntem copiii Tăi și ucenicii Tăi, de aceea, Doamne, umple-ne viața de iubire dumnezeiască. Din iubirea Ta, Doamne, toarnă peste noi, peste fiecare și în felul acesta, să ne putem împlini misiunea la care ne-a chemat Domnul.